Oameni de pe tot internetul, bine v-am regăsit, dragii mei, pe insula minunată și splendidă a lui Pup și a lui Colpir. Ce mai faceți? Cum sunteți? Sunteți bine? Sunteți sănătoși? Tot în regulă? Tot frumoase? Ai, de când n-am mai fost pe aici pe breazlă? Dumnezeule mare, au trecut o grămadă de timp, mă, mâncața și din mata mi s-a făcut dor de locul ăsta, mă. Și aparent avem doi musafiri într-o barcă. Puh, dar cel mai dor și cel mai dor... Mi s-a făcut de tine, băi, văruț, ce face? Cum ești? Și de Pablito, bă, uite-te la el, bă, frumosule. Eh? Te uiți după mine, n-am biscuit să-ți dau, că știu cum faci tu la biscuiți, se face rău și chestii și, sincer, să fiu cu tine, nu vreau să-ți fac rău, așa că mai bine lasă. Dar, dragii mei, astăzi suntem aici în zona asta pentru că și fiindcă deoarece sosim momentul să ne ocupăm un picuț de anumite chestii. Avem deja ferma de bazalt pe care am făcut-o de fapt și am programat să facem un magazin pentru ea, deci încet încet cu treaba bună trebuie să facem un magazin și pentru ferma de bazalt. Trebuie să mă întâlnesc cu Dani să vorbesc, să vedem de locul ăla dacă mi-l dă pentru un shop sau dacă facem noi o chestie sau o trestie sau vedem noi cum. Dar vreau să fac și un shop cu chestii de la albinuțe, bă. Vreau să fac și un shop cu chestii de la albinuțe și pe lângă asta... Deja am început să vorbesc ca și Cosma, să nebunesc, trebuie să-mi revin. Poc, poc, două palme, puf, revinu-ți. Vreau să fac și un shop cu miare și cu chestii și cu trestii, că am văzut că, oricum, bine, oricum am zis pe breazlă că o să facem mai mulți același tip de magazin ca să fie concurență așa mai departe și văd că Adi a făcut magazinul, dar nu cam acolo rămas la ideea de concept. Și noi avem destul de multe chestii pe aici, din ce văd eu, so why the hell not. Și ce vreau să fac e să iau toată șmecheria asta cu albinuțe de aici. Și să o mutăm jos aici în craniu, uite, în partea asta de aici. Auci. Pe partea asta, fix aici, vreau să facem o mare fermă de albinuțe. Trebuie să văd eu ce și cum. Oricum o să vină ceva în idee, ca și pe partea cealaltă, cum avem chestia aia cu cuferele. Da, mă gândesc că să fie pe nivele. Acum, să vedem. Trebuie să mai fac rost de niște albinuțe, deși am câteva în Ender Chest. Ce zmegmă înseamnă asta? De ce avem un dubios aici? Știu că l-am mai văzut pe pigmenul ăsta. Nu știu cum Dumnezeu a ajuns el să aibă un pumpkin pe cap. Nu știu de unde l-a furat. Păi de unde ai furat, mă, pumpkinul? Dar cine a pus nume dubiosul, frate? Uită-te și tu. Pă bune, dubiosul. Fără el acum. Serios? I-a pus nume dubiosul. Și unde mi-s broaștele, mă? Alo? A, uite-le, mă, cât de fain să plimbă, bă. Iai, cât de frumos. Bă, broscuțelor, bă. Ce faceți, mă? Eh? Sunteți bine? Eu cu toate animalele vorbesc de când am venit aici, să nebunesc. Am vorbit cu Vieruțo, am vorbit cu nebunia aia de Pablieto. Acum o să trebuiască să ne băgăm aici la albine. Nu știu de ce mai sunt numai 3. Trebuie să ne mulțim. Nu știu dacă puteți să auziți, dar cred că e cel mai tare sunet din Minecraft. Auzi cum picură mierea. Doamne, cât de tare poate să fie chestia asta. Deci nu m-am gândit niciodată la faptul că în momentul în care e foarte plină chestia asta, o să picure mierea pe jos, o să sune așa. Mă rog. Jesus! Pardon, Christ, Burp City, incoming. Și-o repara Colpir shop-ul, mă? Sau... Ah, nu, never mind, încă are o gaură în el. Ok, ok. Ideea este că am cam tot ce trebuie pentru fermele mele, dar trebuie să mai iau niște redstone, niște redstone. Și nu aveam quartz și n-am avut chef să mă să cumpăr quartz, așa că am zis că cel mai bine ar fi să vin să cumpăr comparatoare, dar aparent nu are comparatoare omul nostru. Ai, 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 Colpire, 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 nu-i nimica, mergem până la Buraga, cumpărăm niște, de asta cu bice, ia să, trebuie să tragem un pui de somn aici, rapid, scurt pe doi, cât să se facă zi să nu ne trezim cu niște creeper sau niște chestii pe aici prin spatele nostru și mergem până la Buraga atunci să luăm niște quartz, luăm niște quartz, faci niște comparatoare, asta e viața, ce să faci, dacă Colpir nu are stoc la magazin, ce să faci, o dat hoții peste el sau ce să nu placă, nu pot să înțeleg. Cred că ăsta era magazinul de quartz, nu? Alo, Buraga. Buraga, Buraga, Buraga. Buraga, Buraga. Buraga, Buraga. Never mind, ăsta cu redstone și cu alte chestii.
Redstone, pardon, Sandstone și alte chestii de genul ăsta. Deci înseamnă că e celălalt. Doamne, că te pierzi în piața asta, mă, cața și inima ta. Când nu petreci foarte mult timp pe aici, te rătăcești în ea, mă. Ești nebun la cap. Uite-l ai. 32 de bucăți, un diamant. Well, that's gonna be pretty easy. Așa, mă, băiatule, bă, păi altfel discutăm acum. Avem aici comparatoare, cât călău, măria ta, să avem o viață întreagă. Ce ne mai trebuie acum sunt, o să, de fapt, da, mă, o să avem nevoie de dispensere, deci pentru aia o să ne trebuiască arcuri. Nu-i nimic ca la spawn, găsim chestii și cobblestone avem aici. Superb. Și o să ne trebuiască hopere. Hopere pentru care, din fericire, avem fier. Trebuie să mă o să mai, sau de fapt, stai așa, nu aveam aici lemn? De când am mai fost pe aici, nici nu mai știu ce chestii am prin cufere, sincer. Dar știu că aici, în partea asta... Păi da, avem... Aoleu, dar și încă cât numai? Și încă cât? Și încă cât? Și încă cât? Numai bine, atunci ne terminăm și stack-ul de... Unde ești? Așa, perfect. Mi-am luat două stack-uri de chestii din astea ca să pot să-mi fac comparatoare. Și mi se pare perfect. Excelent, luăm niște fier de aici, asta este, facem, procurăm toate materialele de care avem nevoie și modelul o să fie ceva, este un model făcut de la Shulkercraft, o să vă las oricum link în descriere, ca să vedeți și voi cum e toată fermuța și mă gândesc să o plasăm cumva aici în perete. Acum stau și mă gândesc eu ce design să-i fac în exterior, dar prima dată ar trebui să fac ferma și după aia să vedem care o să fie faza cu designul și cu toate chestiile astea. Și cred că pot să stachez două una peste alta dacă le pun așa la nivelul ăsta. Sau dacă îl pun, pot să pun pământul ăsta chiar cu un nivel mai jos și să le stachez două una peste alta. Și atunci probabil undeva pe partea asta, dacă ne ambiționăm un picuț, am putea să facem un storage system pentru toată șmecheria asta de sticle și de honeycomb-uri și ce mai primim de la ele. Și am putea să, oricum o să fie cu blackstone și cu granit, ceva în genul cum e pe partea cealaltă, dar dacă stau bine să mă gândesc, nu cred că o să fac o chestie de genul cum e acolo, cu oase și cu, să arate ca și un fel de, nu știu, chestia arată ca și un fel de schelet de pește or something. E bine, pe partea asta nu știu dacă o să facem la fel. Trebuie să gândim designul. Dar prima dată să vedem ferma făcută și după aceea ne gândim la design și la alte chestii de genul ăsta. Au un prieten care se plimbă pe aici. Dar nu știu unde s-a dus acum. Cred că au plecat. Ia uite la ei. Tu-s găinuța vieții, ce cauți acolo? Băi, restul din spate de la chestia asta e foarte, foarte simplu. Adică e exact ceea ce avem aici sus. Dacă îmi... Doamne, ce se întâmplă? Dacă îmi permite să mă duc până aici. Ei, în felul următor. Avem beehive-ul. Avem un cub în fața lui, avem nebunia asta de, cum zice, de comparator care vede cât de plin e beehive-ul, o bucățică de redstone în spatele lui, o bucățică de redstone deasupra, un slab cu redstone pe el, încă un redstone și încă un redstone. Deci, practic, e super easy și super simplu de făcut, nu-i mare scofală, nu-i mare chestie. Exact aceeași chestie avem și aici. Bloc, aici o să vină beehive-urile peste nebunile astea de hopere, după care avem aici comparatoare, redstone, redstone, slab, ca să poată să treacă redstone-ul ăsta de aici pe acolo. Și acum o să vin așa, bloc, bloc, redstone, redstone, bloc, 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 redstone, 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 redstone. Exact aceeași treabă ca și mai sus. Pac, tu acolo redstone și pac și tu acolo redstone. E foarte, foarte, foarte simplu de făcut toată chestia asta. Nu-i greu deloc, credeți-mă, dar oricum, după cum v-am zis, o să vă las tutorialul în descriere ca să puteți să faceți și voi, să reproduceți unul la unul în cazul în care aveți nevoie de așa ceva pe lumea voastră de Minecraft. Cumva am reușit să bag două chestii din astea aici. Ha! Easy peasy, lemon squeezy. Și bineînțeles că am reușit să facem și un sistem aici care să arunce niște iteme, ta-ta-ta. Deci dacă băgăm aici niște iteme... Iar să fie aruncate în continuu, e foarte simplu, adică ați mai văzut chestia asta la mine, ați mai văzut-o la o grămadă de YouTuber, e foarte simplu să faci un sistem de asta care să dispenseze iteme, easy peasy, lemon squeezy. Ideea mea ar fi acum în felul următor. În mod normal aș fi vrut să am deasupra la dispenserele astea niște hopere care să le alimenteze în continuu, adică să nu trebuiască să am eu foarte mare grijă de ferma asta. Dar ținând cont de faptul că am vrut să o bag într-o chestie de genul ăsta, adică să fie încastrat aici și să fie pe două rânduri, practic avem aici 20 de nebunii din astea, putem să punem 20 de beehive-uri.
Ceea ce înseamnă destul de multișor, adică 20 de beehive-uri ar face treaba destul de bună și destul de rapid. Acum ce trebuie să mai facem noi? Aici o să vină beehive-urile în locurile astea unde le vedeți, unde vedeți stone brick-urile, fix în fața lor. Trebuie să stau un pic să mă gândesc cum facem să încastrăm toată treaba asta. Pentru că vreau să vină ceva în genul ăsta în fața lor. Dar în același timp o să trebuiască să vină sticlă aici în față. Trebuiască să vină sticlă pentru că, pentru ca albinele să nu poată să iasă de aici și să se ducă, să treacă prin portal sau mai știu unde, să ajungă la mama naibii, unde n-ar trebui să ajungă. Și atunci chestia aia îmi dă un picuț de gândit. Pentru că acum o să trebuiască să începem să facem design-ul oarecum. Sau ce aș putea să fac, dar nu știu dacă am sticlă pe aici, nu cred că am sticlă deloc pe la mine. Și o să trebuiască să mergem să facem rost de niște sticlă. Stau și mă gândesc ce fel de sticlă ar merge aici mai bine și mă gândeam la galbenă sau la un lime. Încă nu sunt 100% convins, dar din câte știu eu nu am nici măcar nisip aici, nu? Nu avem nici măcar nisip. Să punem sticla. Trebuie să vedem cum facem să reușim să avem acces la astea totuși pe viitor. Adică chiar dacă eu să am sticlă aici în partea asta, trebuie să fac într-un așa fel încât albinele să nu poată să nu, de exemplu, dacă fac asta. Sau dacă pun slaburi acolo. Ceva în genul, să zicem. Pac, pac, pac. Nu știu 100% dacă albinele în momentul în care ies din beehive-ul lor, nu știu sigur dacă nu poate să treacă deasupra la blocul ăsta. Aia e chestia. Acolo e toată schema. Și într-un fel aș vrea să ascund nebunia asta, deși aș putea să le las să zboare și pe aici pe sus și eu să am acces cumva la dispenserele astea ca să le mai umplu din când în când, fie cu farfeci, fie cu sticlă în funcție de, cu sticle, în funcție de ceea ce am eu nevoie. Deci așa de nasol să te împotmolești în momentul în care faci design la ceva, nu-mi place, deloc. Dar am venit cu o idee destul de interesantă. Ca să pot să am acces la nebunile astea și să nu rămână goale practic cam niciodată, ce m-am gândit eu să fac e să facem, uite, chestia asta. Sus să avem gen niște prostiuțe din astea care să, zic mii pe limbă, să fie farfeci în ele și așa mai departe. Și jos să avem sticle. Și ca să putem să punem sticle cât mai ușor în astea și să nu rămână niciodată goale, am zis că ar fi mișto dacă am pune fix aici sus, unde o să fie albinele și așa mai departe, să punem niște hopere care să se ducă direct în dispenserele astea și deasupra hoperelor să putem să punem chestia asta. Mi se pare destul de mișto treaba. Adică am pus butoaie și în butoaiele alea easy peasy lemon squeezy poți să pui niște chestiuțe frumoase și elegante. Ce mă gândesc acum, în momentul de față am pus ceva de genul lumina și nu știu sigur dacă e o idee chiar așa de bună pe cât am crezut eu. Pentru că am descoperit, fix în momentul ăsta, în timp ce vorbeam cu voi, am mai descoperit o chestie. Ia să facem noi asta. Așa. Și acum, uite, mă rog, nu mai am să pun. Deși e bezna aici. O să vă explic imediat ce vreau să fac. Pac, dăm niște lemn. Bam și bam. Hai să facem, uite aici, așa o chestie de asta de lemn, o platformă. Spargem astea. Și ce mă gândesc eu e că fix aici în spate am putea să punem noi niște lanterne din astea. Pac și pac. Și acum tot ce trebuie să facem este să ne luăm înapoi butoiașele din fiecare chestie de asta. Așa. Așa. Și ajung și la aia de pe capăt. N-ajung, dar ajung de pe partea asta la altă. Treci la tăticu. Ha? Nu, de acolo am luat-o, perfect. Bun, și acum dacă punem butoaiele înapoi. Așa. Poți să te pun așa? Da, uite, poți să te pun așa și să fii tot cu fața în direcția în care trebuie. No, și acum, chiar dacă e lumina mai slabă un picuț. Deci chiar dacă e lumina mai slabă, tot avem lumină. Și avem lumină și sus, aia mă interesează. Aia e mișto. Deci avem lumină și sus.
și avem lumină și jos. Chiar dacă lumina de jos e un picuț mai slabă, pentru că trebuie să treacă o dată prin butoi și după aia să treacă prin hopperle astea. Dar tot arată bine. Și mă gândesc că dacă fac chestia asta și aici, there we have it. Stai mă că nu te-am pus bine. Treci acolo. Acolo. Și acolo și acolo. Bun. Și facem exact aceeași treabă. Pam, pam, pam. Și punem o luminiță aici și o luminiță aici. Și acum tot ce trebuie să facem este să luăm șmecheriile astea de aici. Tu și cu tu și cu tu și cu tu și cu tu. Și le punem înapoi. Ar trebui din nou să avem lumină pretutindeni. Easy peasy, le-am scuzi. Da, avem. Avem. Și în cel mai rău caz, dacă chiar ne supără atât de tare toată treaba asta, oricând putem să mergem jos sub astea să mai punem niște lumină cum am avut înainte. Și cred că aia o să și facem ca să fie totul luminat frumos și să se vadă destul de bine cum se plimbă albinuțele noastre pe aici. Acum ce trebuie să facem noi este să luăm frumușel niște sticlă. Și cred că până la urmă o să rămân la sticlă normală. Nu știu dacă o să mă chinui să o colorez. Sau aș putea să mă duc să iau niște culori și să o colorez, dar nu știu sigur ce culoare să o fac. Pentru că nici nu știu, adică aici în față să mor, parcă nici nu aș lăsa același tip de lemn, mă jur, parcă l-aș schimba un picuț. Băi băieți, oarecum avem setată cât de cât toată treaba aici. Am pus aici niște sticluțe, se mai prăjește acum niște sticle acolo ca să putem să mai facem niște sticle. Dar în primul și în primul rând vreau să luăm toate astea. 1, 2, 3, 4, 5... Ok, avem 5 bucățele și vreau să le pun noaptea, pentru că noaptea, din câte știu, albinele nu ies din chestiile astea. Și atunci putem să le punem fără să iasă și să punem repede sticla, ceea ce s-ar putea să ne fie de foarte mare folos. Pac, 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 pac și pac. Na, uite, la asta nu m-am gândit. La faptul că o să devină beznă totală acolo în momentul în care o să pun chestiile astea, la asta nu m-am gândit. Băga mi-aș piciorul capul meu, 1, 2, 3, 4, 5. Ioi, pufule, nu-mi vine să cred. Deci n-am luat factorul ăsta în calcul, man. Nu pot să cred așa ceva. 1, 2, 3, 4, 5. Nu pot să cred că n-am luat factorul ăsta în calcul. Incredibil, freaking debil. Încă o curiozitate pe care o am e, în momentul în care dispenserul aș face treaba, oare o să arunce itemul direct jos în alea sau... Să fie tare curios. Dar un lucru pe care pot să-l schimb este asta. Aici pe lateral, în loc de blocurile astea, putem să punem niște glowstone sau niște lampuri ceva. Și atunci tot, dar cred că glowstone sau shroom light-uri, chiar așa, shroom light-uri. Well, boys and girls, there we have it. Frumușel cu niște shroom light-uri pe lateral. Am pus și sus, bineînțeles, dar da, se poate. Altfel, avem acum niște lumină. Probabil că o să pun și aici pe centru. Da, parcă îmi place cum arată lemnul acolo. Și cred că e destulă lumină de la shroom light-ul ăsta până aici, încât să-și facă albinuțele noastre treaba. Mai înainte erau, uite. Și am auzit un click acolo, dar nu sigur dacă s-a întâmplat ceva. Nu 100% sigur dacă s-a întâmplat ceva și cred că nu s-a întâmplat nimic, ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu funcționeze toată treaba asta cum vreau eu. S-ar putea să... Ups, aici cred că trebuie să astupăm asta. S-ar putea să-mi fi date o țeapă singură aici. Pentru că în mod normal... Asta ar fi trebuit să se activeze. Și s-a activat. Are 11 în loc de 12. Ok, și atunci unde îi... Unde-i sticla? Where did the bottle go? Dar dacă fac eu chestie de genul ăsta, oare îl activăm din nou? Pac și pac. Da, perfect. S-a activat. Toate bune și frumoase. Sticla îi aici. Da. Aici trebuie să fie o bucățică de... Așa. Ăla am vrut să văd. Perfect. Uite, acolo sus ne-a rămas o... Ăla-i. Easy. Deci merge. Treaba se rezolvă.
Dar nu înțeleg unde naiba s-a dus, sticla care trebuia să fie în mod normal în dispenserul ăsta. Au rămas înăuntru. Ok. Ok, ok. A, uite, și aici a rămas înăuntru una. Și aici a rămas una. Și aici a rămas una. Și aici a rămas una. Asta nu-i prea bine. Deci dacă rămân sticle în astea, it's not that good, my friend. Pentru că astea trebuie să iasă de acolo și nu înțeleg de ce rămân înăuntru. Deci nu credeam că o să pot să fac o greșeală mai stupidă decât asta. Păi normal că nu mergea să fac treaba aia, pentru că nu erau pline toate sloturile. De asta tot timpul ajungeau chestiile astea unde nu trebuiau să ajungă. Ai, mama e de viață. Deci practic trebuie să fie pline toate sloturile astea, uite așa frumușel. Hai să facem același lucru și aici. Pac și să facem, uite așa. Deci trebuie să fie pline toate sloturile din dispenser, să fie pline cu sticle. Uite așa, ca să nu mai aibă loc sticlele de honey. Să nu mai aibă loc deloc sticlele de honey să fie luate de dispenser. În momentul în care se întâmplă chestia aia, dispenserul ia automat sticla înapoi și nu apucă să o transmită mai departe. Aia era schema. Cu asta am greșit eu. Băgați-a picior bine. Acum, pe lângă asta, o să trebuiască să umplu toate sloturile astea cu sticle. Acolo e toată schemuța. Dar încet, încet, cu treabă bună, o să ori să mergem și o să cumpărăm niște nisipuri, o să vedem cum facem și o să facem rost de o grămadă de sticle. Dar deja avem 16 și cu 12, avem 28 de sticle. Vă vine să credeți? Wow. Atât de entuziasmat am fost că mi-a luat zborul. Și uite-te cât de drăguțe sunt ele, cum stau acolo toate. Frumusețele de ele. Dar, dragii mei, aceste chestii fiind spuse, eu și cu albinele mele o să ne luăm rămas bun de la voi. Cam atât cu acest episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de noi în acest episod de Breazda Haiducilor. Dacă ați rămas până acum, un micuț like și un micuț subscribe la Neapufu dacă n-ați făcut-o deja și ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. V-am țucat. Ciao les!